Lăudați să fie Domnul. Amin. Suntem onorați, în primul rând, de prezența Domnului, care este seara aceasta în mijlocul nostru. Amin. Desigur, când cântarea și rugăciunea merg bine, înseamnă că Dumnezeu spune că și biserica este plină de bucurie atunci când vin musafiri acasă. Nu? Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vreau să mulțumesc totodată fratelui Iulian, care în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-a solicitat să venim la dumneavoastră prin o familie scumpă pe care am cunoscut-o cu ceva timp în urmă. Această familie este familia Tave și Maria, care într-o împrejurare, probabil, cred că un an și ceva în urmă, eram în Dallas și auzit despre o mărturisire făcută la Cluj. Cumnata ei, fratele ei, la o mes de noapte, a solicitat pentru sprijin în rugăciune. Nu vreau să intru în detaliile acestea, pentru că sunt convins că sora Maria a și făcut mărturisirea aceasta și zic ca Domnul să binecuvinteze. Binele care ni s-a făcut, trebuie să o dăm mai departe. Dacă nouă ni se face un bine și nu știm să-l dăm mai departe, s-ar prea putea ca Dumnezeu să ne-l oprească. De aceea trebuie în seara aceasta să învățăm un lucru. Când Dumnezeu ne face un bine, noi trebuie să-l mărturisim. Pentru că nu știi ziua când cineva a auzit un mesaj poate singur de tot. Dar în ziua încercării, Dumnezeu așa lucrează că spune, am auzit pe cineva zicând că Dumnezeu mai lucrează. Slavă Lui! Asta e biserica lui Dumnezeu, dragii mei. Este frumos să venim în casa Domnului, în prezența Domnului, și dacă ar fi 2 și ar fi 10 sfinți, prezența Domnului este aici. Amin. Dar noi trebuie să fim cu toții sfinți în prezența Domnului. Amin. De aceea misiunea noastră, lucrarea noastră, nu este pentru că nu suntem, să spunem așa, predicatori. Nu ne dăm noi prea grozavi. Dar pentru că noi numim în grupul nostru mai mult o lucrare de urgență. Adică ce ar putea fi o instituție în lumea noastră decât spital. Și noi, ca și lucrători ai Domnului, folosim seara aceasta ca un spital. Mă înțelegeți dumneavoastră? E frumos să venim în prezența Domnului, să-i cântăm, să ne rugăm, să ne închinăm, alții vin, așa cum vin, așa și pleacă, vin cu golul, pleacă cu golul, mai au un plus, mai au un minus, dar cel mai minunat, când casa lui Dumnezeu, aici, este spitalul lui Dumnezeu, unde se produc vindecări, unde se produc minuni, unde se produc eliberări și unde se va produce ca cel nemântuit să spună din toată inima lui, m-am întâlnit cu Domnul. Slavă Domnului! Aseară într-o mărturie a unui tânăr care a umblat în lumea plină de păcate și nu știu dacă i-ar fi lipsit unul dintre păcatele acestei lumi. După ce Duhul Sfânt l-a atins, a spus nici marihuana, nici drogurile nu puteau face bine ca prezența lui Dumnezeu. Asta e biserica lui Dumnezeu, stimați frați și surori. Noi trebuie să înțelegem scopul venirii noastre și să nu pierdem ocazia. Spune că în Proverbe 29:25 că frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă, slăvit să fie Domnul. De câte ori vii la casa Domnului, poate spui, controlat de emoții, poate gândești și spui, nu vreau să mă vadă unul sau altul. Asta este frica de oameni. Și n-aș vrea în seara aceasta nimeni dintre noi să aibă acest duh de frică. Pentru că, în primul rând, în bisericile noastre,
Duhul de frică, să știți că este la un nivel înalt. Lucrează în bisericile noastre. Nu trebuie să fii prea mare păcătos. Ascultați-mă! Diavolul este atât de șiret în care el nu-ți va spune du-te și fă păcate prea mari. Dar el spune-i suficient. Auzi, nu prea vorbi în nimic, că nu ești sigur ce spui. Nu te ruga prea tare, că s-ar putea să vină vreun duc de rătăcire. Asta este o problemă în bisericile noastre evanghelice pentecostale într-un mod deosebit. Am văzut aici rugăciunea. Am simțit prezența în cântare. Dar aș vrea ca Dumnezeu să ne să coboare la inima noastră, la mintea noastră și să ne schimbe mersul nostru ca o biserică vie, slăvit să fie Domnul. Pentru că una dintre cele mai bune treziri spirituale este atunci când o biserică este săturată de prezența lui Dumnezeu. Auziți? Nu de programe. Suntem îngrozat de construim programe. Și adeseori rămâne în el și spune cum am fost la biserică. La biserică. Dar oare a transformat acel serviciu de închinare inimile oamenilor? Eu nu spun că nu trebuie făcute, că trebuie să fie o ordine în casa lui Dumnezeu. Dar în orice serviciu de închinare, dragul meu, trebuie să fie gloria lui Dumnezeu. Amin. Spune că în laudele noastre ajung la tronul lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu se coboară în mijlocul sfinților. Imediat este o conectare. Nu e așa că nu ne place când formăm niște numere pe telefonul nostru și în partea cealaltă nu se aude nimic. Și spune, n-am conectare. Nu mă pot conecta. Dar ce frumos este când laudele noastre ajung în cer. Și Dumnezeu imediat zice, sunt aici între voi. În mijlocul vostru. Sunt gata să fac minuni. Mâna lui Dumnezeu nu s-a ascultat nici pentru biserica Carmel din Ocania. Sunteți un popor ca și noi împrășteați în toată lumea. Nu ne-a trimis Dumnezeu să mâncăm mai bine. Să ne îmbrăcăm mai bine. Să fim mașini mai bune sau case mai bune. Ci să fim o mărturie în lumea aceasta. Aleluia! Dumnezeu noi, poporul român, am găduit să fim împrăștiați, pentru că a văzut în această țară o sămânță dumnezeiască. Nu vă lăsați conduși de lumea aceasta, de felul ei, de cultura ei, ci căutați să fiți în cultura dumnezeiască, să duceți vestea lui Dumnezeu. Și dacă cineva vă va întreba de ce ești așa, să spui că am un Dumnezeu, că știu, că vorbesc cu El, că trăiesc în prezența Lui, să vii să fie Domnul. Dragii mei, eu aș vrea să vă spun că biserica noastră din Dallas, așa cum lucrează Dumnezeu pentru unii dintre dumneavoastră, care probabil ați fi curioși, cu toate că nu agriesc cu ideea aceasta, ca o biserică pentecostală botezată cu Duhul Sfânt, să avem curiozități de felul acesta. Pentru că noi ar trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu Aleluia. Cu toții. Atâta din că Duhul Sfânt locuiește noi. Aveam două surori. Una era bolnavă de cancer. Gradul final, în care, de fapt, nici nu ne spusese bisericii câte zile doctorul îi mai dăduse să trăiască pe acest pământ. Și o altă soră avea 32 de operații la rinichi și aveau dureri. Cunoșteam cauza, au venit frații care suntem în grup în biserica noastră și după mărturisirea făcută cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu, când s-a adus în fața aceste două surori și inclusiv sora cu cancer, a întrebat-o fratele, spune, soră, câte zile ți-au mai dat doctorul să trăiești? Și a spus,
10-6 zile. A fost o tăcere completă. Dar această femeie era tele și os. Avea dureri de oase teribile și am văzut-o cum se ținea și de pea stătea în picioare. După mărturisire și rugăciune, Dumnezeu a vindecat-o, i-a vindecat pe ambele surori. Slavă Domnului! Sunt ochii noștri, Dumnezeu a făcut minuni. Astăzi trăiește și cântă în biserică, slăviți să fie Domnul. Dar eu vreau să vă spun un cuvânt din Iona 2:9 care spune așa. Și Iona, din pricina neascultării, ajunge în momentul când și-a preluat sau și-a luat lecția și a spus așa, însă, voi aduce jertfe cu strigă de mulțumire, voi împlini juruințele pe care le-am făcut, mântuirea vine de la Domnul, slăvit să fie Domnul. Dacă Dumnezeu ne face un bine pe care noi toți îl dorim, te întreb în seara aceasta dacă ești bolnav, dacă vrea ca Dumnezeu să-ți răspundă la cererile dumneatale, ce ai face pentru ziua de mâine? Știți ce trist este în bisericile noastre? Că cei mai mulți nu mărturisesc pe Domnul pentru binele care l-a făcut. Auziți ce spune Iona? Eu însă voi aduce ca jertfă, auziți, ca jertfă, cu strigă de mulțumire. Nu-i suficient doar să spui mulțumesc, Doamne, la o soră, la un frate, cu strig. Să audă toți. Să știe toți că Dumnezeu este viu și Dumnezeu face minuni. Și nu numai atât. Asta este punctul cel mai important. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Noi vrem să beneficiem de îndurarea lui Dumnezeu, dar avea să rămânem tot în starea. Să profităm de ocazia bunătății lui Dumnezeu, pe care am văzut-o la cei mai mulți și, în mod special, la mărturisire. Aș vrea ca Domnul să mă vindece și după ce Domnul te vindecă, ce ai vrea să faci? Aș vrea să lucrezi, că a stat destul bolnav. Atât? Da, frate. Atât? Da. Dar de ce Domnul ar vrea să-ți facă ție oferta aceasta când tu mai bine ai slujit Domnului bolnav? Poate în timpul când ești bolnav, strigi la Dumnezeu, te rogi mai mult. Ai timp de altul să suni. Poate în necazul tău știi să încurajezi mai bine pe celălalt. Dar dacă ești sănătos și mâine îți merge bine și începi să lucrezi un geap și două și trei și uiți de Dumnezeu și nu mai ai timp să vii la închinare, nu mai cauți pe frați și vrei să-ți meargă bine oferta asta. De ce crezi că Dumnezeu ar trebui să ne facă nouă oferta aceasta? Și Dumnezeu o face. Am avut un alt caz în Dallas, dar de data aceasta a fost o pierdere. O familie tânără, această mamă de 37 de ani, la vârsta de 36 de ani, au spus doctorii că ai cancer. Gradul 4. I s-a făcut tratamentul și se pare că toate lucrurile au mers foarte bine. Dar după câteva luni, 6 sau 7 luni, ce credeți că a făcut această familie? Împreună cu soțul și soția. Vacanțe. La biserică mai puțin. Știi ce viața au dus? Spunea la mormântarea ei că a iubit foarte mult pantofii și avea peste 300 de perechi de pantofi. Dar orfanii probabil umblau descurți. Vacanțele erau cele mai bune. Facebook-ul funcționa cel mai grozav. Păi ce lăsăm noi? Și Dumnezeu a dat șansă. După 7 luni de zile, s-a simțit puțin că nu așa cum ar trebui. Și i-a spus soțului, hai să mergem la un control. Și când a mers,
Doctore, spre uimirea lor ne-a spus în cele rău, dar cancerul este în toate organele tale vitale atins. Și a spus, 1% este șansa să mai scape. 1 la 1000 este șansa să mai scape. Dragii mei, ascultați-mă bine. Știi cum suntem noi oamenii? În momentul acela de criză a spus, voi anunța toate bisericile să se roage pentru mine și nu este un lucru rău. Voi alerga într-o parte și în alta să le spun altora să aibă, să se roage, să postească pentru noi. Dar efectul n-a lucrat. În una dintre zile îmi spune un frate, zice, n-ai vrea să facem o vizită? Și am spus să-l întreb pe Domnul. Și când l-am întrebat pe Domnul, Dumnezeu mi-a spus așa, pentru că n-a mărturisit și a făcut o mărturisire parțială, nu totală, zice, mâna oamenilor nu mai au ce face, dar eu, Domnul, mă pot îndura. S-a stăruit în dragoste, pentru că noi nu suntem oamenii care împingem lucrul acesta să forțăm pe cineva, pentru că nici Dumnezeu nu face. Și ne dă ca o alegere. Alege omule, binele sau răul, viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Și când i s-a spus lucrul acesta, a spus, nu, eu am mărturisit, nu mai ai nimic de spus. Și anul acesta, câteva luni în urmă, a intrat în Țărâna Pământului. S-a dus. De ce oare? Când noi avem un Dumnezeu așa de mare, de ce oare? Scrinul în biserica noastră se tot lungește cu cauze și cauze și cauze. Și tot ne rugăm și întrebăm pe unii și alții și spune, nu știu, frate, ne rugăm, dar parcă Dumnezeu nu ne ascultă. Chiar să fie așa? Să avem un Dumnezeu care nu mai aude bine și a pierdut auzul? Nu, frații mei, ne-am depărtat noi de Dumnezeu. Și pentru că ne-am schimbat prioritățile în viața noastră, noi vrem să ne înșelăm pe Dumnezeu cam în felul acesta. Dacă voi anunța la 1000 de biserici, vreo 20.000 de oameni sfinți, o să primesc vindecare. Și știți unde este Dumnezeu și vindecarea? Chiar în gura și inima ta. Ce a zis Iona? Îmi voi împlini jurințele pe care le-am făcut. Credeți dumneavoastră că seara aceasta simteți să împliniți juruințele înaintea Domnului? Simți juruințe în viața noastră pe care le-am făcut? Ne-a vorbit Dumnezeu cu ani și ani în urmă și noi am zis, o, ce bun e Dumnezeu și merge bine. Dar până într-o zi, că Dumnezeu zice, este de lungătător și bogat în bunătate. Dar într-o zi și bunătatea Lui se încheie. Dar n-ai vrea seara aceasta împreună să mergem în prezența Lui Dumnezeu. Să facem cu Dumnezeu un jurământ. Poate familia ta are probleme. Și am observat la cele mai multe mărturisiri sunt problemele căsătorie între soț și soție, ne înțelegem. Mergem înainte. Lucrăm împreună. Avem copii. Dar nu e pace în căminul nostru. Venim la casa Domnului. Luăm cina Domnului. Ne rugăm, cântăm. Dar nu e pace în familie. Soții nu-și mai iubesc soțiile. Soțiile nu-și mai iubesc soții. Nu este vreun punct, vreo zi, un ceas în care să se întâlnească împreună și să-i spună lui Satan, ieși din casa mea, că Dumnezeu m-a binecuvântat cu soție, cu un bărbat, cu un soț credincios. Dragii mei, nu știu dacă este și pe aici, dar eu vreau să vă spun că pe pământul acesta, dacă în casa mea nu este colțul de rai cu Dumnezeu, nici raiul nu-l voi vedea. Pentru că raiul lui Dumnezeu începe de aici cu mine și cu dumneatare. Noi avem prea mari vise.
avem imaginații cum va arăta raiul acela al lui Dumnezeu, cum vom umbla pe străzi de aur, dar noi umblăm în fiecare zi în murdăriile noastre, ne cinstim și nu respectăm soțul, nu iubim soțiile, că nu mai arată bine. Nu știu de ce Dumnezeu îmi spune seara aceasta să vorbesc la nivelul acesta, dar nu este ușor să vezi lacrimi pe ochii unei femei, a unei soții. Și știu că și dumneavoastră aveți o problemă, am observat și vă spun direct lucrul acesta, pentru că v-am spus că este un spital. De multe ori, dragi surori, în calitate de soții, greșiți, greșim și noi, dar vreau să vă spun, să nu vă fie greu să vă cereți iertare. Îmi aduc aminte că într-o zi a apărut o mică ceartă între mine și soția mea. Și era cauza ei. Și o vedeam că suferă. Și m-am învârtit în jurul ei, căutând ca și cum m-aș face ocupat, uitându-mă pe niște lucruri în bucătărie. Și m-am apropiat de ea și i-am spus așa, un ton frumos, când vrei să-ți ceri iertare? Și în momentul acela ai zbunit și în râs și în plâns. M-am îmbrățișat și a zis, eram ei ceva, dar nu puteam să spun iartă-mă. Nu e greu. E frumusețea lui Dumnezeu. Astea sunt calitățile bisericii. Noi vrei ca Duhul Sfânt să lucreze în biserică? Slăviți să fie Domnul! Amin. Noi vrei ca să vedem vindecări, tămăduiri, eliberări? Dar inima noastră poate este departe de Dumnezeu. Bărbaților, iubiți-vă soțiile voastre, spuneți-le cuvinte minunate. Tinerilor, găsim în multe biserici probleme care ați căzut în păcat. Nu le ascundeți. Am întâlnit tineri care au venit la noi și au spus, de pe am așteptat să veniți. Păcate grele. Dar ascultați-mă, nu le țineți ascunse, că închinarea voastră nu va fi ascultată înaintea lui Dumnezeu. Noi avem o problemă mare în bisericile evanghelice, pentru că folosim bunătatea și harul lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu lucrează din când în când și beneficiem de acest har, ca și cum ni s-ar cuveni nouă. Dar uităm, în schimb, că noi trebuie să mergem la mărturisire. Spune în Iacov, spune cuvântul Domnului pe care l-a mintit și fratele, mărturisiți-vă unii altora. Auziți? Păcatele! Și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți ce vindecați. La ce se referă asta? Când mărturisesc Domnului păcatul meu, știți ce se întâmplă? Dumnezeu îmi vindecă și trupul, dar și sufletul. Pentru că nu mai este suferință. Am întâlnit în România oameni care au depresie, femei, depresie în Biserica lui Dumnezeu și umblă cu punguliți de 20 de pastile, iau odată tratament în Biserica lui Dumnezeu. De ce? Unde e Dumnezeul nostru? Unde sunt genunchii noștri? Mai credem în Sfânta Scriptură, Dumnezeu care vorbește și este viu? Mai credem că Dumnezeu este aici prezent? Sau îl chinuim pe păstori și lucrători și spune, Doamne, vorbește, să dea ei de lui, să le dea ei speranțe. Dar tu ești gura lui Dumnezeu, care Dumnezeu te poate folosi în casa ta, la copiii tăi. Credeți că Dumnezeu este viu? Amin. Credeți că Dumnezeu în seara aceasta face un spital cu tratamente diferite și cel care a intrat în seara aceasta aici a plecat schimbat? Slavă lui, merge! Dacă tu, bărbatul care a venit aici, ai pretenția ca Dumnezeu să te trezească din ultima bancă și dacă Dumnezeu va vorbi nou, tu cunoști păcatul tău, tu cunoști soră păcatul tău, vino și du-te înaintea lui Dumnezeu, proșterite, așa cum a zis David, câtă vreme am tăcut, mi se topea oasele de gemetele mele necurmate. De ce? Căci mâna ta apăsa.
Nu mai era bucurie, nu mai era nădejde. Dacă Domnul vine la noapte, ai tu sau eu nădejdea mântuirii? Că ochii mei, acești de care se vor închide, dar se vor deschide ochii gloriei lui Dumnezeu și vreau să mă întâlnesc cu mirele, cu regele regilor. Doamne Iisuse, ajută-ne! Aș vrea Biserica Carmel să zidească altare unde Dumnezeu să trimită foc din cer, pe muntele lui cel Sfânt. Amin. Prezența lui Dumnezeu să fie constantă în mijlocul vostru, slăviți să fie Domnul. Amin. Dumnezeu să se folosească de pastele de lucru. Dumnezeu să se folosească de tine, de tinere, de bărbați și femei. Și aici să fie prezența lui Dumnezeu. Ne ridicăm în picioare, dar la rugăciunea aceasta să nu ne grăbim. Și dacă Dumnezeu îți va vorbi, la dispoziție vor sta frați care vin în seara aceasta să luăm mărturisiri. Va fi camere în spate și ne vom duce să facem lucrarea aceasta, pentru că știu că Dumnezeu lucrează în seara aceasta cu sufletul tău. Știu că și aici la dumneavoastră sunt probleme. Știu că și aici diavolul este prezent chiar aici și în seara aceasta. Știu că El îți spune, nu fă, nu te du, mai amână. Dumnezeu spune, acum este ziua și ceasul în care Dumnezeu vrea să ne schimbe. Intrăm cu credință în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin.